Sunt Teles Covidiu din Târgu Jiu. Comprez porumbei din 2002. M-am axat din 2015 numai pe categoriile de fond maraton. Din 2019 am făcut tandem cu prietenul meu Marius Bujorescu și ne axăm doar pe categoriile de fond și maraton, maraton extrem. Din 2015 până în prezent, peste 100 de cupe județene la categoriile fond și maraton și în jur de 20 de cupe naționale la maraton, maraton extrem, dintre care pot să număr locul 1 în 2015 de fond yearling, locul 2 mare fond și locul 4 maraton. Plus locul 3 național în 2016 la azmaraton, locul 3 tot în 2016 la maraton național, locul 3 crescători maraton extrem, numărul de porumbei pe care îl deținem 48 de porumbei la lotul de zbor maxim, pui undeva între 50-60 de pui anual, iar la matcă eu dețin 8 perechi, iar tandemul meu Marius Bujorescu 15 perechi. Ca origini avem porumbei Jelema, Van Roy și fi din campionii naționali ai țării. Doar așa lucrăm. La matcă mai deținem un număr de peste 16 porumbei din campioni, nepoți din campionii naționali ai Olandei, plus alți campioni autohtoni. Metoda de zbor pe care o folosim este văduvie. Pe data de 1 martie îi pun la pereche, toți porumbei cresc câte un pui, iar după aceea, cam la prima etapă de concurs, când vor veni, porumbeii sunt văduvi. Tot timpul anului zboară văduvi. După ce sosesc de la etape, depinde de dificultatea lor, stau câteva ore până la o zi împreună, vorbim de fond maraton, porumbeii se văd doar când vin de la concurs. Înainte de etape, nu, porumbeii trebuie să plece calmi, deoarece nu se știe cum este vremea și s-ar putea să se piardă. Antrenamente cu porumbeii nu fac decât între fond și maraton. Îi duc la o distanță de aproximativ 50-70 de kilometri o dată de două ori, de câte ori am posibilitatea. Îi las împreună să se vadă, dar nu mai târziu de 3-4 zile înainte de îmbarcare, ca să nu fie agitați. Ca și suplimente, folosim gama Tolisan 90% plus altele, depinde cam ce credem noi că este bun. Mâncarea pe care o folosim este de la Varro Byers. Nu avem mai multe tipuri de mâncare, doar că le suplimentăm pe final de săptămână, înaintea îmbarcării, cu alune, cu semințe mici, pregătirea lor. Ca tratamente folosite în sezonul de zbor avem tot din gama de la Tolisan, de tricomonoză, de respirație, nu foarte multe. Și toate chestiile acestea le fac doar dacă simt că porumbeii au nevoie de ceva. Dacă nu, nu. Nu le administrez. Tinerii concurez obligatoriu 3 etape de 1000, care nu se cadrează, nu rămân acasă, nici părinților, pleacă automat. Iar porumbeii maturi, dacă la 2 ani nu fac nimica, îi eliminăm și pe aceea. Porumbeii maturi îi retrag din lotul de zbor după un palmares de 3-4 ani de zile, dar cu rezultate notabile în expoziția națională. Sunt atât de dur cu yearlingii și cu porumbeii în general, deoarece trebuie să facem loc pentru puii care vor veni din urmă. Și spațiul este limitat. Selecția la
la pui o facem încă din cuibar. Dacă din cei doi pui unul este mai mic, este automat eliminat. A doua selecție sunt zbor, concursurile din planul de zbor. Obligatoriu toți puii zboară tot planul de zbor. Iar ce rămâne, la final mai facem încă o selecție, a treia selecție. Doar, rămân doar puii care chiar arată cum avem noi un tipar, deoarece îmi cunosc porumbei de timp și aia vor rămâne pentru anul viitor. Restul vor fi eliminați. Fac această selecție deoarece cei mai buni porumbei ai mei au trecut prin această selecție și mi-au și demonstrat că sunt foarte buni zburători, dar și reproducători după aceea. La matcă dețin o perechi, îi lucrez prin incest. Toți campionii mei au fost introduși cu părinții lor, reproducând pui, iar liniile din cele două linii încrucișați între ele, plus alții campioni introduși în ei. Dacă timp de 2 ani de zile maxim nu reproduce ceva bun, de top național, va fi eliminat. După terminarea sezonului, așteptăm să treacă și cu puii concursurile, iar trecând marea năpălire, încerc să le fac un tratament total, care să cuprindă mai multe boli. Le fac un tratament general la toți, vaccinul în luna decembrie, iar până sezonul următor nu mai primesc nimic. Vă prezint femela 355006 de 2016, zburată 3 ani de zile toate etapele din planul de zbor, având acum 2 ani record 5.000 de kilometri, plus rezultate notabile, locul 1 Doneț, zona 5, 2 ani, locul 1 Doneț, palmares 3 ani, tot zona 5. Femela provine din un incest din baza crescătoriei, plus o femelă originală de Maroi. Vă prezint femela cu seria 510-507 din 2018, reușind la o etapă de 700 de kilometri un punct sau două de penalizare, nu mai rețin bine, iar la etapa de Doneț, 1100 de kilometri, obținând locul 3 pe județ, astfel totalizând un punctaj de 8 puncte penalizare. Femela este reprodusă din baza crescătoriei Târgoviște, plus o femelă tot cu același sânge. Vă prezint porumbelul cu seria 219004 de 2017, mascul. În anul 2019 am participat cu 5 porumbei la etapa de concurs organizată de către Vâlcea, împreună cu băieții de la Argeș și Olt, cu un număr de 5 porumbei, iar acesta a fost locul 1 pe lansare, sosind a doua zi dimineața la ora 6, la mine în crescătorie. El este frate cu campiona națională, frate bun campiona națională din 2015. Masculul, având și în palmares extrem 3 ani. Vă prezint masculul 355-029, frate bun cu femela 355-006. Acesta, făcând un record pe Gorj, 10.500 de kilometri clasați în 2 ani de zile, plus foarte multe norme, însumând cele 6 de 1000, fiind locul 1 record pe Gorj și locul 4 național. Porumbelul se află în compartimentul de matcă acum și încerc să lucrez pe el cu fiice din campioni naționali la prietenii mei. Sper să devină un foarte bun reproducător, să fie baza în crescătoria mea, precum a fost și zburător.